Oameni cocoșați și bătrâni și gârboviți avem de ani, dar mai sunt oameni gârboviți de păcate, mai sunt oameni gârboviți de grijă și de lăcomie, mai sunt oameni gârboviți de necredință, mai sunt oameni gârboviți de pati, mai sunt oameni gârboviți de răutate, că și răutatea este ceva care te apasă și te urățește. Ați văzut vreodată cum arată omul încruntat, zici că împunge. Ei, această bătrână din Evanghelia de astăzi se pare că nu mai văzuse soarele de 18 ani. Deci era într-adevăr o boală groaznică. Ce fel de soare nu mai văzuse ea niciodată? Era soarele legii, era învățătura care trebuia păzită, iar acea bătrână simboliza legea cea veche, care datorită acelor tradiții iudaice de la templu, devenise atât de asuprită legea și devenise atât de pervertibilă și de schimbată, încât rămăsese doar o umbră a legii celei care a fost și totul era doar un interes ieftin, un interes în care v-am spus și altă dată, să schimbau banii la templu și să lua dobânzile din schimbarea banilor, să vindeau dobitoacele, adică propriu zis care ați fost la Ierusalim, cam unde este poarta asta, Biserica Sfântului Arhidiacon Ștefan, acolo e și scăldătoarea oilor. Ei, pe valea aceea lui Iosafat, acolo tot timpul era târg. De ce era târg? Pentru că legea iudaică se aduceau animalele de jertfă. Și atunci ei acolo erau cu oi, cu boi, cu viței, cu țapi, cu miei, cu junici. Și era tot timpul era un iar maroc în toată regula, pentru că fiecare vrea să-și răscumpere păcatele și venea și aducea animalul de jertfă. Și în felul acesta legea devenise un troc. Cum de fapt și astăzi, dacă stăm să ne gândim prea bine în legea noastră, a Noului Testament, și noi facem cu Dumnezeu tot un troc. De ce trebuie să facem un troc? Simplu. De ce aș fi corect în fiecare zi și nu numai pe parcursul postului? Și ați văzut, sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu în tot cursul anului, ca drept dovadă că în biserică întotdeauna chipurile sunt cunoscute și e ca și într-o familie, deci se știu unii pe alții și abia așteaptă să se întâlnească duminica, să se salute și să fie împreună la Sfânta Liturghie. Dar mai avem în acest oraș al Iașului, pe lângă 50.000 de credincioși care vin și ascultă Sfânta Liturghie, că nu cred că sunt mai mulți, avem încă vreo 200-300 de mii care nu au contact cu biserica. Și nu au contact cu biserica din multiple motive. Fie că i-a gârbovit grija vieții, așa sunt patronii, muncesc să scoată banul din piatră seacă, fie că i-a gârbovit grija vieții, că sunt eretici sau dați la alte religii, și atunci iar n-ai ce să le faci, e legătatea lor de a alege, fie din necredința lor și din nepăsarea lor, că așa este stilul nostru, a omului în general, să uităm și să amânăm și să lăsăm de pe o zi pe alta, sau neobișnuința, pur și simplu este cel mai frumos răspuns care îl primești din partea creștinilor. Părinte, nu le avem cu biserica, nu suntem obișnuiți. Mergem o dată pe lună sau la două luni, dar noi n-am făcut din asta o lege. Deci, auzi ce frumos. N-au făcut ei din lege o lege. Dar ei nu-și dau seama ce spun. Zice, noi n-am făcut din mersul la biserică o lege. Dar mersul la biserică chiar este o lege. Dacă deschizi canoanele și învățăturile bisericii, la canoanele bisericii, găsești scris acolo următoarea explicație. Creștinul care nu merge 3 duminici consecutiv la biserică, se afurisește de la sine. Adică pică sub legătura de neîmpărtășanie. De ce? Pierde comuniunea cu Duhul Sfânt și cu Hristos. Și atunci tu ești într-o gârbovire. Și aici Iisus Hristos, dacă ați fost atent sau atenți, spune că și-a pus mâinile peste dânsa și a slobozit-o de neputința ei. Dacă ne mai uităm la alte vindecări pe care le-a făcut, vom vedea că Mântuitorul poate face vindecări de mai multe feluri. Întâi,
ca să nu-i mai supere pe iudei, a spus așa, omului cu mâna uscată, întinde-ți mâna! Și mâna s-a făcut sănătoasă. Deci ce fel de vindecare este? Prin poruncă. Cui poruncea Dumnezeu în clipa aceea să vindece Duhului Sfânt? Deci Duhul Sfânt intră în mâna uscată și o face sănătoasă. Când spune orbului să vezi, cui poruncește? Duhului Sfânt. De ce? El vine și desăvârșește lucrarea creației. Și orbul a fost uns cu tine, s-a dus, s-a spălat și apoi a văzut. Mai mult decât atât. Cui a spus Hristos să se vindece când s-a atins de el femeia cu scurgere de sânge? Dacă vă aduceți aminte din Evanghelie. A spus așa, că femeia s-a atins cu mare atenție și discreție pe la spatele lui, de poala hainei lui, iar el s-a întors și a întrebat atât. Cineva m-a atins. Apostolii indignați au reacționat rapid și au spus pe trombuzeală, cum m-aș duce eu acum până în spate? De câți oameni tu te atingi până în spate în aglomerație? Cum să spui cine te-a atins? Dar Mântuitorul spune așa, am simțit puterea care a ieșit din mine. Ce este care m-a atins? Deci ce fel de putere? Puterea de a cere. Deci pe cine a vindecat Iisus? Pe cel ce cere. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Cereți și vi se va da. Bateți și se va deschide vouă. Căutați și veți afla. Și iarăși spune, nici n-ați început să vă rugați și veți primi, dar ca să primiți, credeți că cereți și le veți avea. Sunt trei formule de a te adresa lui Dumnezeu. Părinte, dau și eu un pomenic, poate reușesc cu problema cu tare. Deci când ai folosit cuvântul, poate reușesc cu problema cu tare, tu ai făcut deja o greșeală înaintea lui Dumnezeu. Adică cum poate? Nu poate Dumnezeu să poate? Tu nu poți să crezi că se poate. A doua formulă. Părinte, am fost peste tot, dar mai încerc și așa. E o altă formulă, deci tot bisericească, pe care o auzi din gura credinciosului. Părinte, am mai încercat și asta. Mai încerc și așa. Adică ai făcut toate scamatoriile care le-ai avut în cap și te-ai gândit ultima, ai auzit tu de undeva, băi, du-te și mai încearcă și la biserică. Deci ca și cum ar fi, băi, și asta e una ca toate celelalte, hai să mă duc și aici. Nu! Asta e exact un fel de desfrâu spiritual, este un fel de desfrânare rațională. Să pui tu în cumpăna îndoielii tale, valoarea incontestabilă a Duhului Sfânt în raport cu necredința ta. Când s-a iritat Mântuitorul puțin, că deși era blând și smerit cu inima, le-a mai tras cu biciul pe spate, le-a mai aruncat mesele din templu, i-a mai și întrebat dacă sunt nevinovat și fără de păcat, de ce mă lovești? Adică era smerit, dar în același timp știa și ce vrea de la smerenie. Îl întreabă pe tatăl care a venit, ați văzut ce fel de tată, un tată mass media, biserica greșește, biserica nu ia măsuri, biserica nu se implică, biserica e decăzută, lumea nu mai are încredere în biserică. Și cine o roagă pe lume să aibă încredere în biserică? Să poate cumva lumea să fi făcut biserica? Da, cea de zid. Dar a făcut cumva vreun om dogma Sfintei Treimi? A venit cumva vreun om să facă întruparea? A venit cineva vreodată să coboare Duhul Sfânt în liturghie prin puterea Lui? Stai, frate, ușor! Dar cine îți cere ție să ai încredere în biserică? Ți-ți cere să ai încredere în poruncile lui Dumnezeu și în legile cele sfinte a lui Dumnezeu, care sunt gestionate de biserică ca o instituție divino-umană. Dacă vrei un cadastru, te duci la oficiul de cadastru.
Dacă vrei un avocat, te duci la judecătorie. Dacă vrei un profesor, te duci la școală. Dacă vrei un bucătar, le iei de la școala de meserii. Nu te duci la dispensar să-ți iei pantofi. În biserică te duci după legile cele sfinte a lui Dumnezeu. Casa tatălui meu nu-i peșteră de tâlhari, ci este casă de rugăciune și ea așa se va chema. Deci iată ce cauți tu în biserică, cetățean creștin și ortodox. Cauți legea lui Dumnezeu care stă ascunsă în Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă, care stă ascunsă în Sfântul Potier, stă ascunsă în mațele preotului pe care îl judeci pentru că l-a mâncat pe Hristos și s-a investit cu puterea Duhului Sfânt și vrând nevrând, deci vrând nevrând, acea lege stă în capul tău atunci când se pune mâinile pe el și se spune te iert și te dezleg. Nu poate să o facă prefectul, nu poate să o facă șeful poliției, nu poate să o facă șeful penitenciarului, nici șeful spitalului, nici psihologul. Psihologul te ascultă. Psihiatrul te tratează. Psihoterapia îți dă forțe noi de mândrie, iar pocăința îți dă lacrimi de adevăr și cunoaștere de sine. Și revenindu-și în sine, s-a sculat și a zis, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune că am greșit. Deci iată ce vrea Hristos să audă de la tatăl fiului rătăcit, bolnav, lunatic, chinuit de demon. Dar el ce a venit să spună? Doamne, ucenicii tăi n-au putut să-l scoată. Tu ai putea ceva? Cum i-ai instruit pe ăștia de nu-i zgonezi, dragi? Dar n-am înțeles. Pe ce criteriu mă pui tu să-ți scot, dragi? Că vrei tu? Vrei să-ți scot, dragi, că ți-i lene să-i fugărești? Vrei să-ți scot, dragi, că-ți plac și-i cauți cu mâna ta? Când te duci la vrăjitor, îți aduni un drag. Când nu te închin seara, ai doi dragi. Când nu te închin dimineața, ai trei dragi. Când hulești, bărfești și clevetești, ai patru dragi. Când faci rău, ai cinci dragi. Când te răzbuni pe vecinul, ai șase dragi. Când furi și spargi casa, ai șapte dragi. Când te duci și furi din ogorul sau din ograda lui, ai nouă dragi. Când te duci și dai în cap, ai zece dragi. Când te duci și torni la SRI sau la poliție sau la securitate, ai 11 dragi. Când nu te duci la biserică și nu te rogi și ești necredincios și ateu, ai 12 dragi. Maria Magdalena avea 7. Deci iată cum vin demonii, zice, părinte, știți dumneavoastră ceva? Sora lui soacra mea știe să facă ceva. Nu le merge deloc pe ăștia căsătoriți, le merge ca de apă. Au văzut-o ei cu ochii lor. Da, au citit tratate de demonologie și au învățat ei ce lucrează draci și ce fac draci. Dracii nu fac nimic, se uită la noi și râd. Dracii ne privesc și se distrează. Știți ce spun dracii în prealabil? O, dar cu ce proști am de-a face. Păi, bă, băiatule, cu 8.000 de biserici în România și cu aproape 10.000 de liturghii pe zi, în zi de sărbătoare, într-o țară atât de mică, de 20 de milioane de locuitori, tu te temi de demoni. Cu taina botezului lângă tine, cu mirungerea lângă tine, cu euharistia lângă tine, cu spovedania lângă tine, cu preotul lângă tine, cu biserica lângă casă, cu liturghia liberă, cu cărțile sfinte în casă, cu anafora și aghiazma în dulap, cu uleiul de la maslu în vitrină sau în elțitul la icoane. Tu te temi de dragi. Deci iată cât de gârbovă era beata femeie. Femeia, în simbolul Vechiului Testament, înseamnă patimă. Nu mai era o patimă normală, ci era o patimă gârbovită de prostia omenească. Deci, când Ion Creangă s-a gândit să scrie povestea prostului aia cu drobul de sare, să știți că s-a gândit la modul concret și a scris-o. Și a dat seama că mulți oameni nu au primejdi și nu au probleme, dar și le creează singuri. Deci, încep să-și facă iluzii.
i-a cotcodăcit o găină cu coada la răsărit și cu capul sub aripă, gata, diavol. A sărit mâța de pe cuptor pe pașa, a răsturnat un castron și s-a spart, diavolul. A uitat geamul deschis și l-a izbit vântul, diavolul. A găsit ulei pe clanța ușă că a uitat să șteargă pe mâini la bucătărie, diavolul. N-are treabă, frate. Nu e electromecanic, nu e de întreținere interioară, nu e instalator, nu e de ăsta ce dă cu varzul grav, nu e constructor. Diavolul este un duh nematerialnic, nu se amestecă cu nimic, dar se amestecă peste tot. Stă în întunericul necredinței noastre, ăla e cuibul lui. Locul lui este de la minte spre inimă, așa arată filocalia. Deci spune, imaginația-i podul dracilor. Când încep să-ți imaginezi, poți să acuzi pe nedrept. Eu chiar am spus permanent la tot felul de oameni următoarele vorbe. Fraților, la orice problemă aveți, nu mai acuzați la întâmplare. S-ar putea la judecată să aveți răspuns greu de dat. Acuzați niște oameni care poate habar nu au de ce spuneți voi despre ei. Părinte, eu am văzut, o-i fi văzut, fratele meu. Dar spune și Nifon al Constanțianei, mereu vă repet cartea asta. Spune Nicodim Aghioritul în Mântuirea Păcătoșilor, în Hristoitia, și v-am spus încă o dată, repet, Mântuirea Păcătoșilor. Cât de mărunte sunt păcatele de care nu ne dăm seama și Satana ne batjocorește. Deci această gârboveală a necredinței a atacat-o Iisus din start la Tatăl cel necredincios și i-a spus așa, crezi tu că eu pot face aceasta? Deci vedeți? Este exact întrebarea care o pun părinții la copiii lor câteodată. Nu vi s-a întâmplat în educația copilului scos din papuci și din sărite să întrebi, bă, dar tu ce vrei? E o întrebare care o pun părinții copiilor lor. Dacă e un copil răsărit, el spune, uite, asta vreau. Și unul vrea, vrea mașină, unul vrea plimbare, unul vrea distracție. Da, dacă e unul sănătos, spune, tată, vreau să fiu om. Ăsta e răspunsul concret. Sau unii pot să răspundă și așa, tată, vreau să te distrug. Mamă, vreau să te distrug. Vreau să vă văd în groapă. De ce?